Trebuie să dai bere acum. Arăs frumos. Am băgat vieruș. Râme de producție proprie. Vânjoase vii, roșii frumoase, suculente, mai bune de vargă. Și să văd și noile generații. Ia uite-le. Ia uite ce frumoase. Ia uite-le. Uite astea ce mici sunt. Scoate râme pentru partidă de pescuit. Pe durata partidei vor fi momente în care nu se va auzi nimic din cauza că la valiera este oprită. Să nu se audă vântul. Și o pornesc numai când am ceva de spus sau când am pește. Bună dimineața! Bine v-a regăsit pe canalul meu. Suntem din nou la pescuit. De data asta am ales o baltă pe care n-am mai fost de vreo 4 ani. A fost într-o primăvară, cam acum 4 ani. Și am fost cu varga mult mai în spate. Și am prins mult caras. Era mult caras atunci. Bine, nu era foarte mare, era pălmaș. Iar acum recent a fost un prieten de-al meu și a prins la undiță și la lansetă caras frumos. A prins unul mai mare, așa, frumos. La 500 de grame chiar. Și am zis să vin și eu să fac o încercare. Când am vorbit cu el, mi-a spus că taxa este 25 de lei. Când am venit eu acum, taxa este 25 de lei pentru cei care stau aici în localitate. Pentru cei care vin din afară, este 50 de lei. Asta este. N-am avut prea multe informații. Am nici problemă. 25 de lei în plus nu e problemă. S-a spus că se pare ciortan. Are caras frumos. Au și băgat ei și albălții. Mult în stâng așa. Este plină de stuf. Deci imensitate de stuf. Zici că ești în delta. Încerca să caut locuri mai încolo. N-am găsit nimic. Sunt numai coclauri, numai stuf pe lângă mal, nu poți să intri, dar cred că ai 10 metri până la apă. N-ai cum să-ți faci nicio cărare. Am luat cu mine azi o vargă de 6 metri, un feeder de 3,60, foarte ușor, de 80 de grame, de cărășeală. La vargă am băgat acum râmă, am și cocolo și am și bondel. Am dat câteva mâini acolo, am nădit cu niște nade de usturoi. La feeder aștept să umecteze peleții. Peleții n-a de făină de pește pe care știți. Nădesc câteva momitoare. Fac un vad acolo și vedem ce se activează. În spatele meu sunt niște lucrări. Sper să nu îl deranjeze prea tare. Când am fost eu atunci, nu era nimic aici. Era câmpie și era pădure. Ca idee, suntem pe balta Brănești 4, cred că este Brăneștea satului, cea de lângă autostradă. Astea fiind spuse, să vedem ce reușim să prindem și noi astăzi. Vă invit să stați alături de mine, să vedeți ce putem să scoatem de la ziua de azi. Și nu uitați, dacă vă place conținutul pe care îl postez, vă rog să dați și o abonare la canal pentru ca o recompensă pentru munca mea. Vă mulțumesc, hai să avem fire întinse. După cum vă spuneam, metodul de 30, click de 12, un popa micuț de 5 mm, cred că e. Aici am micropeletele, le-am umectat și am pus un pic de nadă din asta, de usturoi, prin ea. Încărcăm. Am dat câteva cușulețe deja. Acum vedem ce se activează. Te eclipsați. Nu dau foarte departe, că e destul de adâncă. Hai te tata. Hai să te văd.
și primul pește o plăticuță. La cocoloș. O ciurtănică. Ce frumoasă e. Haideți să vă arăt. Asta ce are aici. Ce frumoasă e. Băi, trimite mă pe maică ta, taică tu, bunică tu. Frumoasă. Cocoloș. Cocoloșul care l-am folosit și partida trecută. Pe Pantelimon. Făcut de mine. Moale. Aromat cu vanilie. Mai bun de sălbatic. Asta e un pic semi-sălbatică balta asta. Acum câțiva ani nu era nimic pe aia, adică nu era nicio taxă, era braconată, era a nimănui, sălbatică. Din cauza asta are așa foarte mult stuf. E ca o mini delta mai încolo. Întotdeauna la vargă să mențineți vadul. Prindeți 1-2 pești, mai aruncați câte o mână de nad acolo. Să-i mențineți acolo pe vad, să le menține interesul. Că dacă nu mențineți, mănâncă ceapă acolo și se tirează de pe vale. Avem un caras frumos. E bă, e la mare, nu? Minciocu? Hai că-l scot așa. Avem un creșel. Ia uite-l! Am băgat vierumș. Opa, așa. Un peștișor. Oho, ăsta e mai frumușel. Încă un carasel? E posibil să avem un ciortan la Alex. Vezi că ai firul subțire la cârlic, nu foța. Ciortan, a? Bravo! Nici nu s-a dus, nu. Nu forța că e fir subțire. Bine el, până la urmă. Mamă, e ciortan, nu, bravo! Bravo! Aaa, păi trebuie să dai bere acum. A rupt? Da. Mamă! A rupt, da? Mă, a plecat, ești nebun. Mamă, cum făceam mulineta. Îți dau textil. Băi, ce trăsătură. Ce s-a supărat aici, la mal. Stai că mi-a tras și mie. Eu am un caras aici. Caras? Auzi, am vrut să zic că dacă dă ceva mai mare zbire. Păi dumneavoastră știu, mă, că e pește așa mare aici. Mamă, la ce fel a plecat și cu frâna slabă și tot a rupt. Păi da, stai dacă vine în viala la vargă. Cred că mai avem un cărășel. Thank you.
Așa. La cocoloși. Ce? Băi frate, și când ziceam că nu prea trage la undiță. Doamne, ce peștelou a fost ăsta. Iar un firul pilaf mi l-a făcut. Ce să faci? Bag mai dur să mă, ce să fac? Ce-l-am scăpat pe ăsta? Da, n-aveam ce să-i fac. O, ce cârlig mare pe aici. Dezamăgire. La feeder, la pauză, n-am mai tras la vermuș, am băgat râmă, n-am mai vrut nici la râmă. Am băgat cocoloș, nimic. Mă gândesc, dau mai aproape, mă trag mai aproape acum. După ruptura de la undiță, nici la undiță nu prea mai a avut activitate. A tras acum o ciurtănică, am prins o ciurtănică, tot așa ca palma. N-am apucat să scot, a căzut aici aproape de mal. Cred că o să dau feeder-ul mai aproape și bag viermul și îl dau aici aproape să vedem ce face. Carască. Hai cu cărășelul. Frumos ăsta. Aras frumos. Lat. Capă Dunăre. La râmă. Caras frumos la râmă. Până acum unde ai stat, mă? Dar n-ai venit. Unde ai stat, mă, până acum, dar n-ai venit? A început să vină Caras. Au tras chiul până acum, băieții. Și abia acum își fac și ei apariția. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. A fost pe partea altă mai devreme, un puști, dădea la japcă. La un moment dat am văzut că se chinuie să scoată ceva și a intrat în apă. Și am dat noi zoom cu camera lui Alex, că vede mai bine. Și avea Vita mai Novacu, cred că avea 15 kg. A intrat în apă și a băgat mâna pe gura așa și l-a luat din interior, din branche, nu știu cum l-a luat. Să vedea pe cameră că se chinuie să o scoată, mare. Când a început să o tragă din apă, nu s-a mai terminat. 15 kg cred că avea. Și acum văd că a venit altcineva în locul lui. Băiatul a plecat, acum o fi dat zvonul că s-a prins și a venit tatu. Păcat cu bracul ăla jos, balta are pește. Chiar nu mă așteptam să fie așa pește aici, nu știam că are așa mare. Da, mă, chiar mă bucur că încă are pește. E devenit pe ea. Dar data viitoare mai pregătit cu fire potrivite, cu monturi potrivite. Acum am venit la cărășală, n-am știut că e pește așa mare, că dacă a fost prietenul al meu și a prins Caras, zic că a prins și unul câțiva Caras. Da? Când nu ești pregătit, atunci vine balaurul.
Asta e. Asta avem. Mai am cam 2 ore de stat. Și după aia plec și eu acasă. Sper să mai prind ceva, văd că a început să activeze carasul. Mai prinde și noi câțiva. Am avut parte aici de un mic incident. Am pus eu gluzan acolo la tufă. Zic să stai la umbră cam apa, să-ți țină rece. Și aveam niște pâine în gluzan. A uitat ce mi-a făcut șobolanul. Mi-a făcut gaura intrat în gluzan, mi-am mâncat pâinea din gluzan. A intrat Jerry în gluzanul meu. Ia uite știi. Mi-a stricat gluzanul. Dar uite la rost, băi, frate. Asta-i. Gata, ăla era Jerry. Te va bine apă după prânz. Apare aia frie tot așa, frumușel. Ce înseamnă să n-ai mincioc? Ciortănic. Sălbatică frumoasă. Neagră. La vierme. I-am avut o singură punguță de gunoi care am avut porumbul bun de el. Tot ce e aici, în punga asta, e de pe locul de pescuit. Deci punga asta era a mea, restul e de aici. Dacă alții nu strâng, măcar să strângem noi cei cărora ne pasă. Asta e capacul meu. O să-l iau acasă. Uite, mai o bandă aici. N-au treabă unii. Vin la pește. Fac mizerie, pleacă cu pește, dacă pleacă, dacă nu, ba, e, setește. Setește unde le aruncă. Aruncă gunoaie peste tot. Faceți voi cura după ei. Nu vă luați după ei. Că tot noi ținem bățile curate. Hai, cu respect, pa, pa. A venit timpul să încheiem partida. Sper că v-a plăcut și partida de astăzi. Nu a fost cine știe ce pești, bine, am avut rupturile alea amândoi. Dar așa se întâmplă când zici că vii la baltă de cărășală fără să știi ce e în baltă. Și tocmai atunci ați vin moști. Dar asta e, data viitoare să fim mai pregătiți.
Tot am reușit să prindem ceva pește. Am prins caras, prins și plătică, ciortănică. Tot ne-am înnestat. Azi se vor și pești. Ăștia sunt peștii. Caraș frumos. O trebuie asta. Caraș este plăticuță. Că le dăm drumul la plăticuțe. Hai să le dăm drumul. Și mai avem și pe aici un cărășel, tot așa l-am păstrat să vă arăt ce prindem. În rest, stai că am și o piatră aici. Mă gata ca să ține juvenicul la fund. Cărășeala asigurat. Ia uite cărăș frumos aici. Eu zic că pentru prima oară pe balta asta și venind nepregătit, a reușit să scot de prăjeală. Ah, v-a salutat Firentin, să ne vedem data viitoare. Uite așa, înainte de plecare, după ce am închis camera și am strâns trepiedul, m-a dat un caras. Gata, ultim. Hai acasă.